Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Suceava, în parteneriat cu reprezentanța Organizației Internaționale a Francofoniei pentru Europa Centrală și Orientală, organizează în zilele de 10 și 11 mai 2021 o primă sesiune de formare în jurnalism antreprenorial. Proiectul constă în formarea de studențe în jurnalism și sau de jurnaliști, precum și de cadre didactice și alți formatori în domeniul creării unui organ mass media. Obiectivul principal este promovarea creării de media independente și urmărirea unor inițiative concrete ca urmare a acestui stagiu de formare. Stagiul se va desfășura pe durata 2 zile și jumătate și va permite abordarea unor subiecte diverse, precum contextul global privind mass media, lipsa lor cronică de resurse, cu exemple mass media locale, cadrul economic și politic, ținta sau țintele potențiale, ce tip de mass media, print, online, audiovizual, ce format, periodicitate, suport, ergonomie, grafism, ce model economic, parteneriate, abonamente, donații, publicitate, a gestiona o structură, furnizori, contabilitate, resurse financiare, paralele, intervenții punctuale mass media locale, mediere pentru diverse instituții, învățământ, ce surse de informare și de inspirație să urmezi, site-uri, bloguri, o parte de introspecție de ce să-ți dorești să creezi un organ mass media, ce evoluție să imprimi. Stagiul de formare în jurnalism antreprenorial se va desfășura în auditoriumul Iosef Schmidt al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în zilele de 10 și 11 mai, între orele 9 și 12.30 și 14.17, și va fi asigurat de o asociație românească ce administrează un organism de presă.